Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție a telejurnal Limba Română, pe Crom TV. Vremea foarte rea a procurat pagube imense agriculturii cremoneze. Să urmărim serviciul. Pagube pentru cel puțin 2 milioane și jumătate de euro. Aceasta este cifra estimată de către Col Direct Regional după ultimul val de timp rău care s-a bătut asupra teritoriului lombard. Printre zonele cele mai afectate se numără provinciile din Brescia, Bergamo și Cremona, unde au fost distruse culturi întregi de porumb, grâu, orz și, bineînțeles, pepiniere de plante. Aceste probleme s-au prezentat într-un moment foarte delicat pentru culturile de legume și zarzavaturi, care în această perioadă încep să dea primele racolte. Fermele agricole acum vor trebui să reelaboreze noi investiții asupra administrării fluxurilor de apă și mai ales cu privire la securitatea asupra teritoriului. Schimburile comerciale cu Uniunea Europeană la Cremona a înregistrat cea mai mare creștere. Găsim mai multe explicații în următorul serviciu. Pentru Italia, schimburile comerciale cu Uniunea Europeană se ridică undeva la 500 de miliarde de euro în fiecare an. Aceste cifre au înregistrat o creștere de 4%. O treime din aceste schimburi comerciale au fost generate de Lombardia, care a avut o creștere de plus 5,6% în ultimul an. Dar este chiar Cremona cea care a înregistrat cea mai mare creștere a volumului de afaceri între import și export, plus 20,1% în ultimul an. Provincia Cremona nu a intrat încă în top 10, dar reprezintă un 4,2% din totalul lombard. În ultimul an, importul a crescut cu 35,5%, iar exportul cu 7,6%. Printre cei mai buni parteneri europeni se numără Germania, Franța, țările Baltice și Spania. Aceste date au fost dezvăluite de către Camera de Comerț din Milano, Monza, Brianța și Lodi. Cu România, în ultimul an în Lombardia s-a înregistrat o creștere a importului cu 9,4%, iar al exportului cu 4,7%. Toate acestea pentru un total de schimburi economice de 3.325.087.144 de euro. Se vorbește foarte mult despre Brexit, dar în Europa problema aceasta privește în primul rând cetățenii români. În primul rând, pentru că printre străinii din Londra, comunitatea românească este cea mai numeroasă, depășind până și pe cea poloneză. Toate acestea au fost declarate de către Biroul Național de Statistică. În 2018, în capitala Angliei, locuiau 148.000 de cetățeni români, chiar dacă numărul era inferior celui al anului precedent, 153.000, depășea oricum cel al cetățenilor polonezi, care se oprea la 147.000, trecând în acest fel pe locul al doilea. Dacă toate acestea le raportăm la toată Marea Britanie, situația înregistrează o lejeră flexiune. Comunitatea românească a trecut la 433.000 din 2017 la 415.000 din 2018, numărul net inferior cetățenilor polonezi, care se atestează la cota 832.000. Toate aceste date au ieșit la iveală cu ocazia ultimelor alegeri parlamentare europene, alegeri care au provocat multe nemulțumiri în rândul alegătorilor români. Nemulțumirile au fost provocate din cauza cozilor interminabile la care au trebuit să aștepte și, bineînțeles, din cauza că foarte mulți nu au reușit să voteze. Ministrul Afacerilor Externe român s-a scuzat pentru cele întâmplate și a declarat că va deschide o anchetă în țările unde s-au petrecut aceste lucruri neplăcute. Anul acesta, numărul turiștilor care ar trebui să viziteze Delta Dunării la bordul navelor de croazieră proveniente din Germania, Austria și Franța a ajuns la peste 60.000. După cum a declarat președintele asociației care gestionează fluxul turistii în Delta Dunării, Cătălin Țiguleac, se vorbește în primul rând de o creștere a turismului cu interes cultural, o atenție deosebită fiind adresată tradițiilor locale, biodiversității în area danubiană și, nu în ultimul rând, tradițiilor culinare și gastronomice. În județul Tulcea, spre exemplu, s-a înregistrat o creștere de aproape 77% față de aceeași perioadă a anului precedent. Pare că se caută parteneriate cu autoritățile ucrainene cu care să elaboreze pachete turistice comune și o extindere a circuitelor propuse turiștilor. Ansamblul Trăistuța, aparținând comunității romano-catolice din Cremona, formată din copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, mulți dintre ei născuți în România, pașcani, iași, focșani, dar și în Italia, cu multă dragoste și iubire față de țara noastră, vă invită la spectacolul 1 iunie, Ziua Copiilor. Spectacolul va avea loc în seara asta, la ora 17, în sala Teatrului Monteverdi din Via Dante la Cremona.
unde vă vor încânta cu poezii, cântece și dansuri. La eveniment va participa artista de muzică populară Mirela Angel. Începând cu luna iunie, se va desfășura programul de vară la Crom TV. Inclusiv telejurnalul nostru în limba română va intra în perioada de vacanțe, dar vă așteptăm cu mare drag începând cu luna septembrie. Din partea mea și a colegilor mei de la redacția Crom TV, vă dorim o vară minunată și vacanțe plăcute. La revedere!